Seara tuturor, pentru că este prima întâlnire în cadrul centrului de dialog și cercetare în teologie, filozofie și știință. Vă doresc un anul acesta cu sănătate și cu sport în activitățile în care sunteți implicați. Mulțumesc în mod particular doamnei profesor Rubica Zaharia, director al Centrului de Cercetări în Relații Economice Internaționale, pentru deschidere și sperăm să continuăm această cooperare. Am mai avut mai multe întâlniri aici, la ASE. De asemenea, mulțumesc mult domnului colegului nostru, domnul profesor Costea Munteanu, pentru demersurile făcute, astfel încât să fim găzduiți aici, la Academia de Studii Economice, de fiecare dată domnul profesor Munteanu s-a implicat într-un mod direct. Și sper în felul acesta ca, iată, legătura dintre centre, cooperarea dintre centre, să presupună nu neapărat doar coordonate instituționale, doamna profesor, ci și o întâlnire foarte concretă între oameni, astfel încât să conturăm, așa cum a spus foarte bine, un cadru de stimularea unui dialog foarte viu, care să plece de la motivații foarte bine asumate, de la prezentarea unor teme care nu rămân circumscrise doar unui anumit domeniu și cred că este foarte important să dezvoltăm o capacitate de a dezvolta o conștiință a dialogului prin asumarea de unei aceleiași teme, dar din perspective diferite și în felul acesta cred că ne putem îmbogăți cu toții. Și nu doar în plan informațional, pentru că am spus-o de mai multe ori, dialogul nu se reduce doar la ceea ce înseamnă un schimb de informații, oricât de sofisticate și de rafinate ar fi, oricât ar fi de mare calitate a unor informații, ci mai ales în planul vieții. Cred că dialogul se materializează printr-o întâlnire efectivă în ceea ce înseamnă dezvoltarea unor relații interpersonale. Această seară avem bucuria că avem în mijlocul nostru pe Andrei Derlău, pe domnul Andrei Derlău. El va face o prezentare de teologia religiilor, un caz particular China. Plecând de la o teză de doctorat, am avut bucuria să primesc lucrarea de doctorat, să mă uit lucrarea de doctorat a lui Andrei, China Harului, după cum vedeți, aveți ocazia să priviți această lucrare, e o lucrare voluminoasă, impresionantă, foarte provocatoare, nu doar prin titlu, ci realmente prin conținut, plecând și de la experiența directă a lui Andrei și probabil o să aibă ocazia să ne împărtășească în această seară câte ceva din experiența și de viața asumată și relaționată cu tema. Și cred că această perspectivă a temei nu este doar provocatoare, ci spuneam, e una care poate ar trebui să ne motiveze și mai mult pe noi, cei din interiorul unei tradiții creștine, spun, particular al unei tradiții ortodoxe, să înțelegem și mai mult ceea ce înseamnă puterea de viață a Harului împărtășit în această tradiție sfințitoare. Pentru că, iată, o să vedem în China, unde există o tradiție diferită, știm, și o tradiție foarte veche, în mod, probabil, cei care ați văzut afișul chiar și de la afiș, așa afișul este sugestiv, extraordinar cum lucrarea Harului Dumnezeu se manifestă oriunde în această lume, inclusiv, iată, într-un spațiu unde avem o tradiție distinctă, tradiția creștină, și cred că aveam afișul... Sunt două afișuri, da. Da, sunt două. Cel... Pe acela l-aveam în vedere, acela mi se părea foarte sugestiv. Unde cred se poate constata vocația cuprinzătoare și universală a Evangheliei. Dimensiunea cosmică a întrupării Fiului Dumnezeu, de care vorbesc Sfinții Părinți. Deci, iată, pentru întreaga creație, pentru întreg cosmos. Nu o să spun mai multe acum, o să-l rog pe Andrei să facă prezentarea
nu știu, aproximativ, Andrei, cam, dar puteai gândi cam la conjunctură. Da. Ca să avem timp, dacă reușim așa, de 45 de minute o oră, pentru a avea timp, poate cât mai mult timp și pentru... Am să mai sari niște detalii, da. Da. Deci, maxim o oră. Da.